Aurel Radu a acordat un contract de 42 de milioane de euro în noiembrie 2014 companiei spaniole CAF pentru ca metroul să achiziționeze 8 trenuri. Când vagoanele au ajuns în România, specialiștii de la metroul București au observat că acestea erau mai late decât ecartamentul șienilor de metrou. Vagoanele aveau defecte de fabricație evidente. Pentru că nu era suficient această gafă monumentală, metroul a mai încredințat recent un alt contract de 310 milioane de euro aceleiași companii spaniole, tot pentru trenul de metrou. Metroul bucureștean are circa 650.000 de pasageri zilnic. Vă imaginați ce tragedie s-ar putea întâmpla dacă vagoanele firmei spaniole s-ar defecta în mers. Acum rămâne de văzut dacă licitațiile s-au desfășurat corect și ce implicare are acest Aurel Radu în povestea asta. Povestea fostului director nu se oprește aici. Dincolo de promovarea lui ciudată, în condițiile în care nu avea nicio calificare profesională, iese în evidență apetența acestuia pentru cheltuielile controversate. În luna iunie 2013, compania MetroSSA, care operează metroul, a acordat un contract de 11 milioane de euro societății TIN MARESA pentru achiziția de energie electrică. Metrorex este o societate de stat și ar fi putut cumpăra energia direct de la unul dintre marii producători de stat. Compania Tinmar este un băiat deștept pe piața de energie, adică plimbă documente și facturi, cumpără ieftin energia de la stat și o vinde mai scump tot statului. Patronul Tinmaresa este un discret om de afaceri din Câmpina, pe nume Augustin Oancea. În septembrie 2014, Aurel Radu, șeful metroului, a dat o lovitură de proporții. A acordat 8 milioane de euro pentru servicii de curățenie companiei Libro Event SRL, o societate care, după cum îi spune și numele, nu avea legătură cu serviciile de curățenie. Libro Event SRL este o firmă care administra hoteluri și restaurante, cea mai cunoscută fiind baza sportivă Olimpia din București. Compania Libro Event aparține neoficial unei doamne pe nume Mihaela Neagu, poreclită Michi, fosta șefă a bazei sportive Olimpia. Michi este implicată în scandalul cu Is Penal, de pe vremea în care conducea Olimpia. Continuăm cu un alt turn făcut la metroul bucureștean de același fantastic Aurel Radu. În 29 decembrie 2014, Radu atribuie companiei de pază Neiguard un contract de 10 milioane de euro. Mihai Neicu, patronul societății, este un bun prieten al liderului PNL Vasile Blaga. Ginerele lui Blaga și Neicu fac afaceri împreună. Probabil PSD-istul Aurel Radu voia să se pună bine cu noua putere din România. Același Radu a mai atribuit în iunie 2014 600.000 de euro de la metrou către firma de pază Scorseze, compania a cărui patron a fost arestat pentru evaziune fiscală. Și pentru că orice companie de stat trebuie să cumpere și sisteme informatice, din ecuație nu puteau lipsi băieții deștepți din anturajul lui Sebi Ghiță. În februarie 2014, metroul București a acordat un contract de 1,5 milioane de euro firmei SNT România, deținută de un anume Octavian Nicolau, partener cu Sebi Ghiță în diverse proiecte IT, dar prieten foarte bun și cu generalul Marcel Opriș, șeful STS. Soția influentului Opriș a lucrat pentru acest Nicolau. Dragii mei, cam astea sunt doar o parte din dosarele șmecheriilor făcute la metroul din București. Un mega dosar separat îl reprezintă construcția magistralei 5 și 6 a metroului, o afacere de peste 1 miliard de euro. Așadar, băieții de la DNA au de unde alege.